Bine v-am regăsit, prieteni, urmăriți o ediție specială Mădălin Ionescu Show. În primul rând, vă vom prezenta mărturia uluitoare a cunoscutului om de afaceri Nicușor Stan, care, atenție, s-a zbătut aproape 30 de zile în infernul COVID, episod medical ciudat, după ce mai fusese depistat pozitiv cu mai puțin de 2 luni în urmă. Va răspunde întrebărilor, nelămuririlor și îngrijorărilor acestuia un pneumolog celebru. Avem și reprezentanți de frunte ai mișcărilor de protest din România, dezvăluiri incredibile, nu ratați nicio secundă din ceea ce urmează. Iată titlurile ediției. Medicul ieșan Răzvan Constantinescu este unul dintre cei mai vehementi opozanți ai restricțiilor și ai procesului de vaccinare anti-COVID. Care sunt principalele lui argumente, veți afla într-o ediție incendiară Mădălin Ionescu Show. Pompiliu Diplan, unul dintre principalii activiști anti-mască și anti-restricții din România, vine cu dezvăluiri incredibile în fața dumneavoastră. Nu ratați nicio secundă din această ediție. Libertate! Uluitoarea mărturie a prosperului om de afaceri Nicușor Stan după ce a trăit în infernul COVID timp de 28 de zile. În întâmpinarea întrebărilor și nelămuririlor sale, vine celebrul pneumolog Irina Strâmbu, șef secție la Institutul de Pneumofiziologie Marius Nasta. Mituri despre restricții și vaccinuri date peste cap de realitate. Bun, doamnelor și domnilor, ați auzit, ați văzut. Începem o ediție specială. Prin a vă prezenta invitatul din platou, Pompiliu Diplan, filozof, lider al grupului civic Starea de Libertate, așa se numește? Sau da. Da. Bună seara! Bună seara! Starea de Libertate! Starea, bineînțeles! Da. Bine ați venit la Mădălin Ionescu Show. Avem în imagine, pe video, după cum observați, pe doamna doctor Irina Strâmbu, medic primar pneumolog la Institutul de Pneumologie Marius Nasta Filaret și coordonatorul grupului de lucru de pneumopatii interstițiale difuze al Societății Române de Pneumologie. Bună seara! Bună seara! Nu în ultimul rând, foarte important, omul de afaceri e Nicușor Stan, foarte cunoscut în mediul artistic, în lumea mondenă, este proprietarul de altfel al unui unei locații de evenimente extrem de cunoscută. Bună seara, Nicușor! Bună seara! Ne cunoaștem de ceva timp. Va trebui să intre la un moment dat cu noi în direct și jurnalistul Răzvan Savaliuc, senior editor al Lumea Justiției. Până atunci însă, Nicușor, ai trecut printr-un episod recent, extrem de ciudat, dificil. Mi-ai spus că ai fost bolnav 28 de zile de COVID, e adevărat? Așa este, Mădălin. Vreau să spun că vin după a doua experiență de acest gen, din păcate. Primul episod s-a derulat undeva în decembrie, trecând într-o fază mult mai ușoară. Ce înseamnă mai ușoară? Adică ce s-a întâmplat în decembrie? În jurul datei de 24 am fost depistat cu COVID pozitiv. De Crăciun. Ăsta a fost cadou de Crăciun pe care l-ai primit. Dar ce simțeai? Adică ce înseamnă o fază mai ușoară? Fizic vorbim. O răceală banală sau cum ți s-a părut? O răceală, o simplă răceală. Dureri de picioare, articulații, dureri de cap și nu rețin dacă și puțină febră, dar oricum foarte puțină febră dacă a fost. O simplă răceală care am trecut cu toții prin ea și nu prea o băgăm în seamă. Bineînțeles, am fost foarte precaut, după cum mă știi. Am mers la un spital de specialitate. Vorbesc așa pentru că respir foarte greu. În acest moment nu sunt deloc bine. O să vorbim și de episodul meu de acum. Deci, pentru acest motiv am acceptat să intru în direct cu tine. Nu o să stau prea mult.
pentru că nu respir deloc bine și nu sunt deloc în parametrii mei în acest moment. Și mă știi că sunt sportiv, făceam cel puțin aproape periodic sport și... Te îngrijeai, nutriție, dietă, știu. Da. Mi-ai spus că ai trecut 28 de zile printr-o formă gravă de COVID, dar înțeleg că ai fost cumva, chiar dacă te-ai protejat, ai avut totuși un episod de imprudență sau nu știu cum să-i zic. Cum te-ai îmbolnăvit? Aș vrea un pic să-ți povestesc din decembrie ca să înțeleagă toată lumea cum au decurs lucrurile și nu cu această ocazie aș vrea să transmit un mesaj în sensul de a nu sta în clipa în care ai orice simptom să te adresezi unei instituții și să nu stai în ideea de a te trata singur sau de a aștepta să se întâmple ceva. Pentru că lucrurile de la zi la zi se înrăutățesc și ajungem într-o situație în care sunt eu acum cu 50% lămâni afectați și, după cum mă vezi, stau pe loc, transpir pe loc și abia vorbesc și respir fără să fac niciun fel de efort. Practic în două luni e recidivat. După nici două luni e recidivat. E foarte ciudat. Da. Spuneam că am făcut acest COVID. Am fost la un spital de specialitate. Mi s-au făcut teste. Nu aveam probleme la plămâni. M-am bucurat. Am primit un tratament oarecum simplu, constând în vitamine, zinc, vitamina C, nu știu, magneziu, un tratament simplu, fără antibiotic. Am stat izolat cele 15 zile și am trecut fără absolut niciun fel de problemă. Deci mi-am continuat activitatea și viața sportivă încă două luni, cât e în decembrie, încă două luni jumate, ianuarie, februarie, două luni și... Ce consider că am greșit? Nu mi-am făcut testul de imunitate, anticorpii, i-am făcut prea târziu. I-am făcut practic o săptămână de zile înainte să mă infectez a doua oară. Anticorpii au fost zero. Aici aș vrea să întrebăm pe doamna doctor să ne explice de ce am avut anticorpii zero după două luni de zile, în cont de faptul că am trecut prin COVID. Sau mai există posibilitatea să noi fi făcut COVID, pentru că în decembrie am avut pe 24 un test pozitiv cu 2-3 zile, cu o săptămână de zile înainte un test negativ și pe data de 2 am fost și mi-am făcut din nou un test PCR, deci vorbim numai de testuri PCR, în care a ieșit din nou negativ. Atenție, la interval de... Deci două teste negative în vreo două săptămâni și unul pozitiv. Da, nu două săptămâni, pe 24, 20... Până pe 2. Și 8 și, hai să spunem, pe 2. Deci vorbim de... 10 zile, 9 zile. 10 zile, două teste negative și unul pozitiv. Iar acum s-a întâmplat altceva. O să ne spui, dar uite, o întrebare bună pentru doamna doctor. Cum a recidivat într-un timp atât de scurt și de ce n-a dezvoltat anticorpi? Vorbeam cu un medic legist cunoscut, celebru recent, și care ne spunea, domnule, este anormal să nu dezvolți anticorpi după ce ai dezvoltat o astfel de boală. Este straniu, e ciudat. Cum vă explicați cazul dânsului? Acum încă nu e refăcut complet, a avut nevoie de mască, a trecut prin o formă agresivă de COVID. O să ne spună ce gen de tratament a urmat? Este un interval destul de scurt între cele două episoade, ceea ce permite și presupunerea că primul episod nu a fost COVID, ci a fost un test pozitiv, fals pozitiv, și a fost o altă viroză, ceea ce ar explica și de ce nu a dezvoltat anticorpi. Dar chiar dacă există și posibilitatea să fi fost COVID, pentru că totuși un test PCR pozitiv este
în cele mai multe cazuri adevărat, rezultatul este adevărat. Unii oameni nu fac la fel de mulți anticorpi ca și alții. Este o constatare... Asta e clar, dar să ai COVID și să nu dezvolți niciun fel de rezistență, da. Niciun anticorp, deci, e normal? Eu m-aș gândi că poate mai degrabă testul inițial a fost fals pozitiv și nu a fost COVID atunci, ci a fost doar a doua oară, pentru că observația noastră obișnuită este că foștii pacienți COVID nu fac boala. Cel puțin 6 luni sunt oarecum protejați. Avem foarte puține cazuri de recidivă totuși. Pare să existe totuși o protecție după boală care persistă mai multe luni și intervalul ăsta foarte scurt de 2 luni și cu anticorp zero, poți să spui că n-a fost decât o mare păcăleală pentru că omul nu s-a mai protejat și atunci a fost vulnerabil mai mult decât alții la o infecție adevărată. Știți ce s-a întâmplat cu aceste teste real-time PCR? N-are rost să le dezvoltăm acum, dar cunosc cazuri și sunt celebre deja de femei însărcinate, de exemplu, care la început, în nebunia inițială, pe baza unor teste pozitive, au fost internate în saloane cu pacienți care aveau COVID, după care, la insistențele familiei sau după lungi episoade de disperare, li s-au refăcut testele și s-a constatat că erau, de fapt, n-aveau COVID. Adică au existat astfel de episoade și e veșnica problema testelor real-time PCR, că logic ar fi să nu fi făcut COVID în decembrie. Altfel e ciudat. O asociere de simptome cu un test PCR pozitiv este o asociere foarte puternică în favoarea unui diagnostic de COVID. Deci și simptome și testul pozitiv. Există și fals pozitiv foarte puține. Astea sunt date de faptul că testul PCR nu identifică niște virusuri vii, ci identifică particule genomice ale virusului pe care le amplifică și acestea pot să fie și de la virusuri moarte, dar asta ar presupune că pacientul respectiv a avut anterior o infecție. Exact. Ce să caute un virus mort în nasul lui? Asta vorbeam și cu domnul doctor Musta pe la început, când pe pagina mea de Facebook într-o intervenție live mi-a spus că a recunoscut atunci că testele real-time PCR nu prea fac diferența între virus și gripal și sau între coronavirus, retrovirus și virusul SARS-CoV-2 și de aici și o serie de confuzii. Revenind la domnul Nicușor Stan, practic ai făcut COVID, să zicem, a doua oară, dar cum s-a manifestat COVID-ul acum și de unde crezi că l-ai luat, SARS-CoV-2-ul, virusul? Da. Diferența, dacă am avut în decembrie și ce mi s-a întâmplat acum, este majoră. În sensul că am fost într-un loc care presupun că de acolo am luat oameni într-un restaurant cu mai multe persoane la masă. Imediat ce am ajuns acasă, am simțit aproape aceleași simptome care le-am simțit în decembrie. Așa. Dureri de cap, dureri de oase și febră chiar din prima seară. Pe parcursul celor 5 zile, 6 zile în care am stat acasă și mă repet, am făcut o mare greșeală că am stat acasă, am contactat un serviciu medical personal și am încercat să mă tratez acasă. Am făcut în următoarele 2 zile am făcut testul. Deci, practic, următoarea zi, după ce am vizitat acel local, a început durerile de cap, febră, dureri de oase. A doua zi am făcut acel test rapid. De data aceasta n-am mai făcut PCR, am făcut testul rapid acasă și a ieșit clar COVID. Am chemat serviciu medical personal și am început tratamentul acasă. Tratamentul acasă constând în antibiotic, vitamine, foarte multe perfuzii pe venă și dimineața și seara. Și nu am făcut altceva decât să îmi accentuez boala, ajungând în a 6-a zi cu febră de 40,4, practic vorbeam singur prin casă.
deci nu mai la 40, la peste febră, peste 40. Dar înțeleg că deși aveai această stare, bine, în starea asta de febră poți să ai tot felul de manifestări, inclusiv de tip delirant, dar ai avut niște zile în care ai râs sau, nu știu, tratai cu foarte mare lejeritate povestea asta. Da. Pentru că nu luasem încă acel aparat în care îți măsori oxigenul din sânge și după ce l-am luat în acele 4 zile, 5 zile l-am cumpărat și am constatat că nivelul de oxigen era sub 93-92, s-a apropiat chiar de 90 în unele zile. Am înțeles că nu se oxigenează plămânul cum trebuie, sângele, plămânul, inclusiv nivelul de oxigen de la creier și practic ajungi să fii fericit. Tot așa povești în care se spune că ajung oamenii la spital râzând, cu zâmbetul pe buze, practic ei având saturația de 80-70, creierul lor nu se mai oxigenează. Cât ai stat în spital? După cele 6 zile, la 6-a zi am ajuns cu febră de 40, peste 40, am chemat foarte repede serviciul medical de stat și dimineața m-au luat și m-au internat. Diferența este majoră între a te trata acasă, cu orice serviciu medical l-ai și chiar am folosit un serviciu medical cunoscut, și de a merge la un spital COVID, care asta fac și chiar și-au făcut treaba. Pentru a scurta, simplifica povestea, înțeleg că ai trecut prin tot felul de încercări de a trata această poveste. Ți s-au administrat vreo 7 feluri de antibiotice? E adevărat? Așa este. Așa este adevărat. Ceea ce înseamnă, practic, că nici până acum nu există un remediu standard pentru bolnavii de COVID, pentru cei care iau o tulpină, oricare ar fi acestui virus. Și ai, cu toate astea, ai stat în spital? Mult. Prat, Mădălin, dar schemele de tratament care ți se aplică atât pe mine cât și celor care am stat cu ei în salon și am văzut, se schimbă de la zi la zi sau de la câteva zile. Deci, practic, ei vin în fiecare zi, îți iau sânge, te consultă și dacă lucrurile merg bine, continuă cu acea schemă de tratament. Dacă nu, imediat o schimbă. Cazul meu, 5-6 antibiotice au schimbat până mi-au găsit antibioticul care să potrivească probabil cu virusul. Aici putem vorbi cu doamna doctor Irina Strâmbu. Este o practică, mă rog, curentă ca pacienților care ajung cu forme mai grave de COVID să li se administreze mai multe tipuri de antibiotice? E ok pentru ei? Spre invazive aceste maniere de tratare? Din fericire, antiviralele, nu antibiotice, antiviralele care se folosesc în prezent și la noi, nu au reacții adverse importante și sunt destul de bine tolerate. Deja s-a renunțat la antiviralele care s-au folosit în primele luni de pandemie, care erau împrumutate de la boala SIDA, de la alte viroze și care nu s-au dovedit eficace, dar erau cu efecte adverse importante. E, nu, e important să știm dacă i s-a administrat antibiotic sau e vorba de antiviralele pe care le cunoaștem cu toții. Pacienții percep mai mult sau mai puțin diferența între antivirale și antibiotice, sunt modul de administrare similar și de asemenea la pacienți care au deja o perioadă de evoluție și continuă să fie febrili și să aibă o stare proastă, se adaugă antibiotice chiar fără să fie o dovadă certă a unei infecții bacteriene, pentru că se presupune că există și o suprainfecție bacteriană care trebuie și ea tratată. Bun, Nicușor, ți s-au administrat antibiotice sau antivirale? Ai, bănuiesc, niște acte medicale în acest sens. Doamna doctor a spus exact ce urma să spun și eu, nu știu exact. Știu că s-a început cu Azitrox, sper să zic bine, și mai departe nu pot să vă spun ce antibiotice, că nu știu. Știu doar că se schimbau periodic și întrebam și îmi spunea că au schimbat schema de tratament, că nu, că asta e procedura și în funcție de cum evoluează, vor schimba dacă este cazul.
Despre azitromicina pot să vă spun că a fost de asemenea foarte mult folosită și în tratament ambulator și la pacienții cu forme ușoare sau medii în spital. Până la urmă, încet, încet se cam renunță la el, pentru că pe termen lung, într-un an de pandemie, nu s-au observat diferențe spre bine consistente care să justifice să dăm acest tratament. Deci, celelalte antivirale, favipiravir, care se dă în pastile, nu știu dacă ați primit, Știm, am auzit despre... formelor ușoare și moderate. Pacienții care presupun că ați fost și dumneavoastră unul dintre ei, pacienții care se agravează pulmonar, le scade saturația, cresc petele de pe plămâni, beneficiază totuși de Remdesivir, pe care Ministerul Sănătății îl distribuie la spitale. Și acesta, deși studiile publicate nu demonstrează o eficacitate spectaculoasă, totuși observația noastră este că la pacienți bine selectați este foarte eficient. Și pe lângă asta mai sunt medicamente care se administrează până la urmă tot injectabil, cortizon, antiinflamatoare, care să ușureze povara plămânului și să permită o respirație, și oxigenul din perete, pe care nu l-ai niciodată acasă, cu fluxul pe care ți-l oferă oxigenul din spital. Înțeleg. Noi avem pacienți până la 50 de litri pe minut, deci necesită fluxuri colosale de oxigen, care nu fac decât să susțină pacientul în viață până când această furtună trece. Această polemică, există o polemică în jurul fluxurilor de oxigen administrate. Și astea sunt întreținute, dacă vreți, de oameni de știință cu reputație masivă. Am avut chiar în platou astfel de persoane din lumea medicală care ne-au povestit, de exemplu, cazul celebrului medic legist Valentin Iftenie, care ne-a povestit că după autopsierea peste 150 de persoane care au plecat din spital cu diagnosticul, mă rog, cu certificat de deces marca, mă rog, COVID, nu poate confirma decât în puține cazuri faptul că au decedat cu adevărat din cauza unei infecții de natură gripală. A lăsat totuși să se înțeleagă, așa cum s-a întâmplat și în afara țării, mai mulți legiști au vorbit în acest sens, că multe dintre tratamentele administrate în secțiile ATI, mai ales intubarea cu aparatele CPAP, la aparatele CPAP au creat foarte multe probleme pacienților și mulți dintre ei au decedat după ce alveolele pulmonare efectiv au fost parte de o administrare necorespunzătoare a jeturilor de oxigen, a cantităților de oxigen, aceste aparate fiind nefiind foarte ușor manevrabile. Ce părere aveți despre această situație? Nu e cazul Nicușor Stan, care a avut nevoie de mască și din fericire a fost externat, însă după cum se vede este slăbit și are nevoie de probabil de îngrijiri suplimentare o lungă perioadă, adică are sechele, ceea ce nu e rar întâlnit în situația unor pacienți cu forme severe de COVID. Dar cum vă explicați aceste discuții din lumea medicală, care sunt din ce în ce mai dure la adresa unor tratamente din secțiile ATI? Da, cred că aceste discuții încă nu s-au încheiat și sunt argumente pro și contra. Deci, în primul rând, trebuie să separăm două lucruri. Unul este fluxul de oxigen la presiune, să zicem, normală, cum primește un pacient care are acei ochelari cu două tubușoare în nări, deci sondă nazală sau pe mască, sau pe mască cu reinhalare, deci o mască care mai are o punguță care să îmbogățească oxigenul. Deci ăsta e oxigen venit la presiune normală, deci presiune atmosferică, și celelalte sunt ventilația non-invazivă cu CPAP și intubația orotraheală. Și eu fac parte dintr-un grup de WhatsApp de medici specialiști în boli interstițiale, prietenii mei, da, internaționali, și cum toată lumea acum se ocupă de COVID, nu mai vorbim despre boli interstițiale, vorbim de COVID, și am discutat și acolo această chestiune, că există așa o constatare că pacienții COVID, când ajung atât de severi încât trebuie intubați, foarte greu îi mai recuperezi, și s-a presupus că intubația în sine ar putea să fie factorul negativ care duce la acest deznodământ. Pe de altă parte, discuția pe acel grup de WhatsApp a adus altă întrebare. Nu cumva
ne gândim prea târziu la intubație. Deci poate că intubația ar trebui nu amânată de dragul de a scăpa de ea. Și folosită în ultima fază. Și poate că ar fi necesar să se facă mai devreme, când pacientul are un alt potențial de a se recupera. Deci această discuție încă nu a fost lămurită, pentru că e foarte greu să decizi în tumultul ăsta, în alergătura asta pe care o trăim cu toții, să mai tragem și concluzii științifice și anume valide. De da, dar știți că sunt medii care vorbesc chiar de crime împotriva umanității, adică polemicile s-au acutizat foarte tare în afară. E vorba de comisii extraparlamentare, de exemplu în Germania, care analizează maniera în care au fost tratați pacienții COVID, cel puțin în primele luni, când foarte mulți dintre ei ar fi murit din cauza unor tratamente de acest tip necorespunzătoare. Totul a pornit de la medicii legiști italieni, care au făcut iure și au refuzat să mai aplice protocoalele sugerate de Organizația Mondială a Sănătății și au descoperit că rămânii, mai degrabă leziunile pulmonare generate de administrarea de oxigen au fost mai grave decât leziunile în sine ale virusului, în cazul multor decese. Eu cred că eu nu cunosc aceste cifre și aș lua aceste informații cu precauție, pentru că observația noastră este că toți pacienții care primesc oxigen și se externează, după aia îi putem observa, ei vin la evaluare post-COVID, deci marea majoritate a pacienților, dacă n-ar fi primit oxigen, ar fi murit de COVID mult mai repede, pentru că specia umană, ca și toate speciile de pe planetă, de animale chestii, sunt dependente de oxigen. Specia umană e dependentă de oxigen. Când plămânii nu sunt capabili să bage oxigen în sânge, omul moare. Nu îi suplimentezi oxigenul, moare. Are nevoie de intubație pentru că nu mai poate respira singur în niciun fel. Dacă nu îl intubezi, moare atunci, în următoare 10 minute. Nicușor Stan, vă rog. Eu cred că puneți niște vorbe mari într-o problemă care nu a fost soluționată în felul ăsta. N-a fost soluționată, dar nici nu știm cum se va soluționa în cele din urmă. Eu vă spun doar că sunt colegi din lumea medicală, oameni care totuși iau în considerare serios și anumite culpe, greșeli prin aplicarea exagerată a unor protocoale. Pe de altă parte, eu nu sunt în postura în care să judec aceste lucruri, doar menționez că există și astfel de perspective. Nu e cazul Nicușor Stan, care, așa cum spuneam, a trecut prin a doua oră printr-o formă de COVID. Poate prima oară, exact cum spuneți dumneavoastră, n-a avut. Adică așa ar fi logic. Da, domnul Diplan. Nu mi se pare doar problema aplicării robotizate a unor protocoale, ci e și vorba de schimbarea acestor protocoale fără cap, ca și când n-ar exista niciun fel de schemă de management. Ceea ce a povestit domnul Nicușor Dan despre schimbarea... Stan. Dan e la primărie capitală. Nicușor Stan, mă iertați. Domnul Nicușor Stan, ceea ce a povestit, mi se pare scandalos. Doamna doctor a evitat răspunsul dacă dânsa ar aproba o asemenea schimbare, precum chiloții, de pe zi pe alta a schemei de tratament, ba, ori antivirale, ori antibiotice, ok, azitromicina, din câte știu, e un antibiotic. I s-a dat. După care a fost schimbat cu altceva, nu știm cu ce. Nouă ni se pare că toate lucrurile astea sunt un scandal. Și sunt un scandal care dă apă la moară acuzelor și suspiciunilor. Acuzelor și suspiciunilor, iată, a unor doctori celebri. Haico Schoening, cu care eu am fost în Zoom de câteva ori până acum, e totuși vicepreședinte nu doar la World Freedom Alliance. E și nu e doar președinte la World Freedom Alliance, care să zicem că e o organizație activistă, dar e vicepreședinte la World Doctors Alliance, adică omul și cei aferenți, adică vorbim și de virusologi celebri, vorbim de Durston, vorbim de Coleman, care nu sunt de aici, de acolo și trebuie băgați în seamă mai mult decât un grup de WhatsApp care nu știu ce consistență au. Faptul că faptul că un medicament precum Caletra, de exemplu, a fost băgat pe gâturile românilor și ai altor oameni, cred că e un scandal să te trezești în mijlocul, să zicem, pandemiei, deci n-a fost declarată de Ministerul Sănătății, e un scandal să te trezești în mijlocul pandemiei, au luare efecte adverse chiar pe căile respiratorii superioare.
și îl retragem. Și să spui ca letra pe de-o parte îl băgăm pentru că mai vedem mai târziu și ivermectina nu o băgăm pentru că nu avem detalii suficiente. Hai să o auzim pe doamna doctor. Da. Dacă îmi dați voie, deci caletra are efecte adverse digestive, provoacă diaree și văd că folosiți des cuvântul ăsta scandal. Asta este un cuvânt pe care noi în lumea medicală nu-l folosim. Deci noi ne bazăm pe evidențe științifice, pe analiza retrospectivă a cazurilor care au fost internate, tratate, se fac comparații cu grupuri martor, noi avem cu totul alt limbaj. Când dacă spui tot vorbiți scandal, de grupuri, accentuezi un lucru care de fapt nu este adevărat. Este felul în care lucruri fără însemnătate devin interesante pentru că cineva le atașează nu este scandal. Mă iertați, dar ivermectina nu este fără însemnătate. E doar cum puneți problema și cum discutați că se schimbă ca chiloții, medicamentele. Asta, deci asta a declarat domnul Nicușor Stan. Deci noastră, eu am adăugat puțin retorică. Habar n-aveți cum a fost tratat dumnealui de fapt și nici eu nu știu. Păi vă că nici dânsul nu știe detaliile. Eu vă întreb altceva, eu nu încerc să insinuez nimic. E normal ca schema de tratament în, nu știu, două săptămâni cât a fost în spital să se schimbe foarte des? Bună întrebare. Într-o astfel de cazuistică? Bună întrebare. Deci, eu nu pot decât să presupun care a fost schema de tratament a dumnealui. Și, într-adevăr, se pot adăuga lucruri pe care poate nu au fost explicate sau nu au fost înțelese. Deci e normal sau nu? Deci e îndepine. Bineînțeles că se schimbă o schemă dacă ea nu este eficientă și se încearcă o altă. Nu avem... Păi vedeți? Și atunci ce fel de protocoale acționați dumneavoastră? Exact, în baza protocoalelor se schimbă un tratament cu altul, da. În baza... protocol. Vreți să spuneți că organigrama, algoritmul conform căruia se aplică un tratament, conține mai multe scheme de tratament și îl putem vedea undeva? Eu nu l-am văzut nicăieri. Adică ar însemna că nu avem doar o schemă de tratament, ar însemna că avem un panou întreg prin care îl plimbăm pe domnul Nicușor Stan la a doua lui relapse. Care e problema noastră? Care e problema noastră, de fapt? Că nu înțeleg. Încrederea în sistemul sanitar și în felul în care sistemul sanitar tratează bolnavii de COVID. Ca să vă pun o întrebare. Eu personal am avut COVID, toată familia noastră credem că a avut conform acestor simptome de care vorbim, inclusiv febră, inclusiv fatig. O formă asemănătoare cu cea prin care a trecut? Da, asemănătoare. Doar că n-am avut temperatura dânsului, am avut doar 38. Și majoritatea prietenilor mei, cu familii, cu tot, cred că au avut același lucru. Vă întreb ceva, apropo de martori. Dumneavoastră, doamna doctor, la ce procent de saturație, de oxigen în sânge, puneți un om pe ventilator? La ce procent decideți? De curiozitate. Nu este numai procentul de oxigen, ci sunt și... multe alte lucruri care se iau în seamă în același timp. Bun, și atunci întrebarea mea se extinde. Am înțeles, mă așteptam la răspunsul ăsta și e normal. Dar segmentul de plaja pentru care procentul de saturație a oxigenului devine semnificativ. Puteți să-mi dați o cifră? Nu știu unde vreți să ajungeți cu întrebările astea. Deci pacienții, dacă au saturația sub 93%, trebuie să primească oxigen. Cât oxigen primesc, asta se tot crește pentru a-i menține. Noi încercăm să-i menținem la o saturație peste 95-96, ceea ce se poate realiza cu 4 litri de oxigen, cu 10 litri de oxigen, cu 30 de litri de oxigen pe minut. Deci, dacă nu ajunge... putem trece la ventilație non-invazivă, care îmbunătățește oxigenarea, indiferent de... Da, Nicușor Stan n-a trecut prin... n-a avut, din fericire, nevoie de... Voie din fericire, pentru că este... Și pacienții trec de... Majoritatea pacienților acestora foarte severi trec de acest moment foarte dificil și după aia se ameliorează. Încet, încet, ei de multe ori pleacă din spital... fără să mai aibă nevoie de oxigen. Bun, dar în cazul lui Nicușor nu e chiar așa. Înțeleg că tu totuși, după ce ai plecat de acolo, nu te simți confortabil din punct de vedere pulmonar, obosești foarte mult și folosești chiar oxigen acasă.
oxigenul îl folosesc pentru faptul că așa am hotărât personal. Nu mi-a recomandat nimeni, m-am simțit bine cu el în spital și consider că folosind acest oxigen acasă o oră pe zi, momentele mai grele îmi face bine. Nu știu dacă este bine. Consideră nu, nu, dacă... e. Nu, este o eroare foarte frecvent întâlnită și, la, și înainte de COVID, pacienții cu recomandare de oxigen considerau că oxigenul e un fel de bronhodilatator, adică îl foloseau atunci când se simțeau mai rău. Deci noi când recomandăm oxigen, îl recomandăm, știți cum, ca un om care are un picior beteag, dar nu-i poți repara piciorul și îi recomanzi un baston. Deci tot timpul când merge trebuie să aibă bastonul. Nu-i vindecă piciorul, dar îi susține postura. Aici așa și oxigenul. Psihic, probabil, în primul rând. Deci oxigenul la cei care au nevoie, de cei care au insuficiență respiratorie, deci care în mod normal au saturații, în repaus, stau cu saturații sub 90, sub 88%, noi le recomandăm oxigen 15 ore pe zi, deci să doarmă toată noaptea cu oxigenul și peste zi să mai stea încă 6-8 ore. Cât de mult, deci poate să stea 24 de ore, pentru că n-are nicio toxicitate oxigenul. Este ceva ce corpului uman îi trebuie. Și, într-adevăr, mulți pacienți folosesc în doze mici, câte o oră, ceea ce sugerează că, de fapt, este mai mult o necesitate psihică și s-ar putea descurca și fără el. Asta se vede pe puls oximetru. Aș putea să vă întreb, domnule Stan, acum ce saturație ați avut astăzi? Astăzi nu a scăzut sub 95, dar în ultimele zile undeva în 97 am stat. Dar astăzi s-a dus undeva în 95, probabil că am ieșit din casă și m-am plimbat câteva ore prin... Ce vedeți la domnul Stan este ceva ce noi vedem relativ frecvent, adică o stare post-COVID. Unii pacienți rămân cu o scădere a capacității respiratorii, care este și ea temporară, până la urmă se recuperează, dar în câteva luni. Adică avem pacienți care, despre care s-a spus că fac fibroză post-COVID, până acum n-am constatat că este fibroză. Fibroza, prin definiție, este o chestiune irreversibilă, în timp ce chestiunea aceasta post-COVID, cum îl văd la față pe domnul Stan, că o are și dânsul probabil, este până la urmă reversibilă, încet, încet, plămânii se recuperează și o să revină... E normal să stea 28 de zile în această situație? Cât ai stat, Nicușor, până la urmă? Da, cu 20 aproape o lună de zile. Deci am fost o lună în spital. Undeva la 3 săptămâni Ai stat 3 săptămâni în spital? 3 săptămâni în spital. Și 6 zile acasă? Și 6 zile acasă, da, da. Deci a făcut o formă severă, a făcut o formă severă de boală, așa este. N-a făcut o formă critică. Le denumim critice pe cele care necesită internare în terapie. Mi s-a părut straniu că totuși a avut un episod în decembrie, ar fi trebuit să aibă anticorp și dintr-o dată s-a trezit. De-aia probabil că așa a fost mai lejer, mai relaxat în privința asta. S-a trezit, iată, într-o fază foarte gravă, serioasă, care i-a afectat... foarte mult, sănătatea. Sunt multe alte discuții aici și aveam informații, de exemplu, că sunt persoane care s-au vaccinat, au făcut ambele forme, ambele doze și au ajuns totuși la ATI. Sunt informații în acest sens pe surse medicale. Cum vă explicați? Se poate, nu este imposibil. Dar, deci, în ansamblu populației, aceste cazuri rămân o excepție. Deci, din aceste excepții, noi nu facem decât să învățăm. Noi nu avem încă știința COVID-ului în cap, coadă, în toate fațetele, în toate punctele de vedere. La vaccinare s-a spus, s-a sugerat, practic, că dacă faci forme ușoare, acceptabile, rezonabile pe undeva, dacă putem să folosim un astfel de termen la o boală, la o maladie de acest tip. Eu nu vreau acum, pentru că încercăm să verificăm toate aceste informații, nu vreau nici să spun ce am... să dau curs tuturor informațiilor pe care le-am primit, chiar dacă le-am verificat din mai multe surse, încă nu sunt satisfăcut și n-am certitudinea că lucrul ăsta este informațiile pe care le-am primit sunt cât se poate, sunt 100% reale, dar există informații că nu e vorba doar de un caz. Adică ar fi fost mai mulți pacienți care au ajuns la ATI, practic într-un singur spital,
toți trecăm prin vaccinare, ceea ce mi se pare... Scandalos. Dumneavoastră folosiți termenul scandalos, da, care o încântă și pe doamna doctor, dar eu aș spune e ciudat. Pentru toate tezele vaccinării e scandalos, adică am putea să considerăm că și formele critice sunt niște excepții. Atunci, dacă avem excepții și acolo și acolo, de ce ne mai vaccinăm? Doar ca să cumpărăm 48 de milioane de doze, 8 milioane de la Johnson & Johnson și 20 ori 2 rapeluri, 20 plus 20 rapeluri, milioane de AstraZeneca, Pfizer și Moderna? Îmi cer scuze, deci vaccinarea este o chestiune de sănătate publică. Când vorbești de sănătate publică... Și apa și săpunul e la vorbești, fel. Nu vorbești de cazuri individuale, de excepții care sunt frapante și nu au explicație, ci vorbești despre cifre la nivelul populației în general. Și aceste cifre deja vorbesc, deja nu trebuie să vorbesc eu. Cifrele sunt deja clare. Deci cei vaccinați fac foarte rar boală. Doamne, nu e excepție, scrie în prospect că poți să faci COVID și după vaccinare. Știți asta, nu? Da. Și atunci cum o numiți excepție dacă scrie în prospect că poți să faci COVID? Toate prospecte, da, bun. Bun. Felicit. Și atunci cine are dreptate? Vă întreb. Da, poate, că scrie poate în prospect. Da. Prospectele le fac avocații, nu le fac doctorii, nu știați? Mi-e teamă că așa e și ar trebui să le facă și doctorii, dacă se poate. Și mai ales problema principală, dacă mă întrebați pe mine, și unul din motivele pentru care oamenii ăia ies în stradă împotriva obligativității vaccinării, este faptul că în prospect la EMA, pe site-ul EMA, scrie că abia în 2023, în decembrie, o să aflăm rezultatele acestui studiu clinic. Pentru că se fac experimente, da. Foarte vehement a fost pe această zonă și Răzvan Savaliuc, senior editor la Lumea Justiției, care este în legătură directă cu noi. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Avem un caz interesant, l-am prezentat. Sigur că domnul Stan se va retrage în curând. A stat 3 săptămâni, practic o lună aproape, în convalescență, dacă putem spune, și nici acum nu se simte foarte bine. După ce în luna decembrie avusese COVID și practic ar fi trebuit să-l protejeze. Au crezuse că avusese COVID, conform testelor PCR. Doamna doctor, probabil a mers pe ideea că foarte probabil în decembrie n-a avut, pentru că mai sunt și rezultate fals pozitive. Mi-a plăcut această onestitate a dumneavoastră. Da. Da, și a fost depreciat. Da. Ar fi o explicație logică, pentru că sunt foarte mulți medici cu care am vorbit, medici de primă mână, de somități, care mi-au spus că e foarte greu de crezut că poți să recidivezi într-un timp scurt condițiile în care ai dezvoltat, ai făcut o boală, de natură gripală, virală. Sunt câteva studii, în doi indieni, care au studiat asta și le-au ieșit vreo 11 cazuri în tot mapamondul. Avem însă o situație aceasta. Există un scandal, să zicem. Asta chiar e un scandal cumva. Există o polemică, ea spune, în lumea medicală legată de administrarea oxigenului. A fost declanșat cumva în România de dr. Flavia Groșan, care a fost extrem de atacată ulterior de mai mulți colegi. Și aici au mai intervenit o serie de doctori care un cardiolog, un medic legist, au început să apară din ce în ce mai vocali, care vorbesc despre anumite erori și care ne creează un tablou al unor erori care au dus la decese în secțiile de ATI. Cum priviți această poveste, domnule Savaliuc? În primul rând, toate tratamentele anti-COVID la ora actuală și din păcate este foarte prost guvernat tot sistemul medical, încât și eu n-am știință să existe pe undeva, pe vreun site, o dezbatere online, între medici, și să spună, să recunoască fiecare cu ce tratează, astfel încât prin comparație și prin rezultate să se ajungă la o concluzie cât mai aproape de adevăr. Pentru că și eu am trecut prin COVID, știu că este o boală foarte parșivă. Pe mine, care n-am crezut că aș putea avea vreun efect și am crezut tot timpul că voi fi printre cei asimptomatici, m-a prins pe fondul unei viroze respiratorii după ce am alergat pe ger, pe munte, cu un câine pe care l-am. Și a trebuit să ajung la un moment dat în spital și tratamentul care a dat rezultate la mine a fost cu anticorpii monoclonali. Da, astfel încât pot să spun că după o simplă perfuzie în care mi s-a administrat acest anticorp, a doua zi nu mai aveam nimic. Fantastic. Dar vedeți voi toate aceste... Da, dar e un tratament scump ăsta. Da, sunt tratamente experimentale, nu se cunosc
Probabil că am și avut norocul să am parte de un asemenea tratament și de niște doctori deosebiți. Chiar pot să spun că medicii își dau silința. Probabil că uneori sunt copleșiți de muncă, probabil că li se impun unora niște protocoale care nu sunt bune și atunci rezultatele sunt proaste automat. Dar boala este în continuare una care, din punctul de vedere al tratamentului, este experimentală. Nu cred că se știe undeva cu certitudine și în funcție de fiecare organism un tratament care să dea rezultate 100%. Dar eu cred că actuala guvernare face o crimă împotriva poporului român pentru că nu scoate tratamentul anticovid pentru formele ușoare și medii. În alte state, de exemplu, dacă te duci în aproape toată America Latină, India și alte țări din jur, au abordat pandemia la o manieră publică. Peste tot au înființat puncte de testare. Omul, dacă a simțit că are un simptom, s-a simțit în dubii, s-a dus la acest punct, i s-a spus, da, ai COVID, ești pozitiv, dar ai febră, n-ai febră, da, deci ești o formă ușoară care nu necesită internare, ea de aici au închid anticovid. Asta e o opinie foarte interesantă. Da, ne-ar fi ajutat? Chiar aș vrea să o aud pe doamna doctor, pe care o apreciez. Aș vrea să stai să spun, stai să spun, Mădălin. Chiar și eu sunt curios ce va spune doamna doctor. Și li s-a dat în kitul acela ivermectină, diclo, nu știu cum, nu pot să pronunț cuvântul acela, o gamă întreagă de vitamine, de 3 zinc, vitamina C. Și oricât ar spune unii doctori că aceste tratamente sunt infantile sau alte astfel de epitete, totuși în țările unde s-au administrat, rezultatele s-au văzut imediat. De exemplu, în India, care a fost țara cea mai lovită și unul din patru în India, care are 1.300.000 de persoane, populație, a avut COVID. Azi, la ei, COVID-ul este declarat endemic, adică apare sporadic gripa și imediat cazul se izolează și se tratează. Noi nu facem acest lucru și de aceea noi mergem doar pe ideea că ne va salva vaccinul. Dar vaccinul nu vindecă. Poți să-ți faci 1.000 de vaccinuri, că e boala în continuare și tot o să mai apară tulpini și alte mutații, încât niciun vaccin nu se va dovedi ca la gripă. Sunt medici care spun valabil. Asta. Păi sunt și trebuie să se recunoască. Și astfel eu zic că singura metodă care a dat rezultate în sensul scăderii și ajungerii epidemiei în faza de endemie, adică apariții sporadice, a fost această tratare în fazele medii. Hai să auzim și pe doamna doctor dacă într-adevăr acest tip de prevenție ne-ar fi ajutat sau ar fi diminuat. Știi care e greșeala noastră? Dar noi, neexistând acest tratament incipient, omul stă și se tratează pe acasă, cu ce aude el pe la televizor, cu ce citește pe internet sau îi recomandă prietenii și stă și ajunge într-o fază gravă. Și când ajunge în fază gravă, îmi pare rău, dar nici medicii nu poate să-i mai facă mare lucru. Cazul oarecum al lui Nicușor, dar care totuși a apelat la o echipă medicală. Așa este, aproape. Bun, doamna doctor, ne-ar fi ajutat o astfel de abordare? Deci, tocmai mă uitam cum antevorbitorul meu a amestecat o grămadă de lucruri, nici nu știu la ce să răspund mai întâi. Deci, cred că mai întâi spunea că noi nu vorbim între noi, tu cu ce ai tratat, ba, vorbim foarte bine. Se cheamă Limba Științei Medicale și este publicată în reviste. În ultimul an, toate publicațiile legate de COVID au avut prioritate, au mers pe publicare rapidă, sunt toate gratuite, deci înainte plăteai să citești articole științifice, toate astea legate de COVID se găsesc gratuit și au fost publicate studii pe sute, mii de cazuri care au fost tratate cu diversele antivirale despre care vorbim. Și cam toate au o eficacitate cu semnificație mică statistic, deci din păcate, niciunul nu este un medicament care să iasă la liman ca fiind soluția pentru această boală virală. Și nu ar fi nicio noutate. Virusurile nu se lasă tratate atât de ușor cum se lasă bacteriile. Uitați-vă la boala SIDA. Până când s-au găsit niște medicamente
care să țină boala în frâu, au trecut zeci de ani, câteva zeci de ani de cercetare și de studiu pentru... Dar nu s-a găsit vaccin. ...niște leacuri. Deci, iar vaccinul nu funcționează pentru că virusul SIDA se face mutațiile mult prea repede. Asta pe de o parte. Apoi, dar nici la precedentele cazuri de apariții de virus în Africa, de exemplu, de verișori ai lui SARS-CoV-2, nu prea s-au găsit vaccinuri sau vaccinarea nu prea a funcționat, deși s-au abordat și astfel de maniere de tratare. Sunt virusuri cunoscute la care vaccinarea are rezultate spectaculoase, fără să vă mai spun de variolă, care a dispărut de pe planetă urmarea vaccinării. Deci asta este un lucru foarte clar. Dar în afară de asta, deci într-adevăr, medicamentele antivirale sunt mult mai dificil de găsit, de obținut. Asta doamna nivel... doctor, am și o întrebare. Da, spuneți. Ne-ați anunțat că există o limbă specială a revistelor științifice, nu? Exact. Foarte interesant. Ați auzit de The Lancet? Bineînțeles. Bun. Ați auzit atunci articolul lui Mina și Cato despre COV-2 PCR tests, da? Despre faptul că când treci o dată de 20 de cicluri, rata de false positives ajunge mai mare de 86%. Da? Au spus-o cei de la Oxford la un moment dat. Exact. Și atunci vă întreb, dacă tot ne anunțați că se vorbește despre limba revistelor de specialitate, aveți vreun răspuns pentru care statul român dimensionează politicile sale de închidere a magazinelor și de gestionarea vieții sociale în general după aceste PCR tests? Avem vreun răspuns pentru asta? În primul rând... Asta e prima mea întrebare, mai am una. Așa. A doua este... M-am uitat acum pe Worldometer, întotdeauna când mă intervievează România TV sau Realitatea, singurul meu prieten e Worldometer. Apropo de ce a spus domnul Răzvan Savaliuc, mi-a plăcut foarte mult chestia cu India. M-am uitat la India, este pe locul 120 la deaths per million of population. Ei au 443 de noi morți, dar noi avem tot de ordinul sutelor. Ei au 119 morți pe milion, noi avem 1200 de morți pe milion. La noi nu există ivermectină, trebuie să ai pile rău de tot, e ca Kentul pe vremea lui Ceaușescu să găsești ivermectină. La ei se dă în acest kit. Aveți vreun răspuns pentru asta? Sau există vreo revistă de specialitate care să știe să facă împărțirea dacă, la 10? Dacă doamna doctor are răbdare și mai suport... Astea sunt singurele două întrebări. Discuție, da. Trebuie să-i mulțumesc anticipat și să o rog să răspundă după publicitate. Îi mulțumesc foarte mult. Nicușor, mai ai o curiozitate? Ești o întrebare pentru doamna doctor? Singura întrebare care aș dori să adresez doamnei doctor. Ce consideră că ar trebui să fac să pot să intru în viața normală cât se poate de repede? Nu știu cum este spirometria dumneavoastră și factorul de transfer gazos. Pentru că la cei care au astea scăzute, eu le dau cortizon în doză mică până la 3 luni. Bravo. Deci nu știu dacă vă încadrați. Deci trebuie făcut această evaluare punctuală pentru a ști ce să faceți. Nu e o problemă, cred că vă puteți întâlni. Acum, și se poate rezolva acest lucru. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, Nicușor. Dacă vrei să rămâi după pauză, te rog să poți să faci oricând. Răzvan, te rog să rămâi, o să mai intervină un medic după publicitate. O rog și pe doamna doctor să mai rămână cu noi câteva minute, să mai aibă puțină răbdare. Revenim, rămâneți alături de noi.